Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă va putea fi depusă online. Parlamentul a susținut inițiativa Guvernului de facilitare a acordării dreptului la recalcularea în baza datelor declarate deținute în Registrul de Stat al Evidenței Individuale. Inițiativa are ca scop reducerea fluxului de beneficiari la ghișeele instituției și sporirea capacității instituționale a structurilor de asigurări sociale, recepționarea și acordarea dreptului la pensie. De la 1 ianuarie 2021 urmează să fie reexaminate pensiile pentru limită de vârstă pentru 18.000 de beneficiari, de la 1 ianuarie 2022 pentru mai mult de 19.000, iar de la 1 ianuarie 2023 pentru aproximativ 42,5.000 de pensionari.